Există o zonă precis delimitabilă între ficțiune și realitate? Nu cred că este o graniță bine delimitată între ficțiune și realitate. Într-adevăr, romanul meu pornește de la documente reale, personajele sunt toate personaje reale și lucrul ăsta îmi dă o satisfacție. Nici o poveste nu începe pe prima pagină unei cărți, iar manuscrisul Fanariot nu face excepție. Este un oraș de câteva sute de metri în diametru, deci un orășel, o biată îngrămădire urbană. Să faci din această mică încălădire urbană o zonă mitologică, cum a făcut autoarea noastră, e o performanță. Erau trei strofe care lăudau un oraș al tuturor fericirilor. Cântecul îi intra în suflet, iar până seara îl învăță tot palatul. În ce date am putea să definim acum felul în care funcționează imaginarul românesc față de epoca fanariotă? Nu cred că este mare lucru în acest moment în imaginarul românesc în legătură cu epoca fanariotă. Și în toate epocile a existat un dezinteres total pentru promovarea nației, a realizărilor, a lucrurilor de sinteză. De aici cred că trebuie pornit. Grecii din Fanar, care cunoșteau bine drumul, își scoaseră aurul din peciuri, din temeliile caselor, de sub grămezile de vechituri și din gunoaiele care acopereau cartierul, încercând să-l convingă pe sultan să le dea tronul Bucureștiului pentru o perioadă cât de scurtă. Ce înseamnă sclavie în vremea respectivă? Iar puțin dintre noi se raportează la acel spațiu și la acel timp, gândindu-se la ideea de sclavie. Este o lege care funcționa atunci și funcționa viguros. Legea care spunea că orice om liber, român sau sudit, sudiții erau cei care veneau din alte părți, care aveau calitatea unor oameni liberi. Deci orice român cu dreptul de plină, în clipa în care se căsătorește cu o țigancă, devine țigan și este preluat în șatra boierului. Din acest punct de vedere, romanul se ține foarte aproape de realitate. Da, documentarea a fost destul de atentă și am încercat să evit manualele de istorie, cărțile de istorie. Am mers pe istoria românilor a lui Vea Urechea, care este un monument în 16 volume de câteva mii de pagini, format mare, numai cu documente. Cât de greu cântărește astăzi să scrii literatură profund documentată? Pentru că jocul documentării e o miză în literatura de azi. Documentarea mea se bazează pe documente, pe manuscrise, pe testamente, acte de vânzare, cumpărare, procese nepublicate încă. Când ai sute de documente parcurse, apar alte probleme și nu ușoare, pentru că este dificil să poți să sintetizezi, să scoți esența acestor lucruri, esența care este de tip literar. Un cuvânt e un mic vierme făcut să se înmulțească peste măsură. Îți intră în labirintul urechii cu harta în buzunar și nu-l interesează niciun popas, nicio alianță. Iar în cazul de față, nu s-a oprit decât în Talamos, într-o zonă umbrită, unde se spune că ar fi un fel de lac bântuit de fantome. Vă mulțumim frumos, lectură plăcută și o zi foarte frumoasă mai departe.